Claus Iohannis e președinte de un an și jumătate. Mai are așadar încă trei ani jumate, doamne. Și tot mai multă lume e nemulțumită că nu există un proiect adevărat pentru viitor. A fost o încercare cu România educată, dar nu prea a dat nimeni atenție ideii, pentru că noi eram ocupați cu niște certuri între Guță și Salam, Guță și Beyoncé sau cam așa ceva. Și totuși, cineva i-a dat o mână de ajutor președintelui și a sugerat un proiect amplu care să-i ocupe următorii trei ani și jumătate. Ba chiar încă un mandat de cinci ani la nevoie. De fiecare dată când vin în sala de vizavi, mă frapează degradarea sării, starea de degradare a sării. Regret acest lucru, regret că ani de zile. Fostul locatar nu a luat niciun fel de măsură pentru uh, reparațiile necesare. Vreau ca această clădire să fie uh, într-o stare cât mai bună, în așa fel încât să ne mândrim cu ea și să nu ne ascundem atunci când uh, primim uh, vizitatori străi. <hă>, adică, fratele meu pe baterii, tot o ars tu aiurea pe aici Înalt ești, calm ești Ia și tu o vopsea un trafalet, un coif de la dânziar și bagă o renovare ei da, cine s-ar fi așteptat ca tocmai Călim Popescu Tăricianu să-i găsească un proiect potrivit lui Claus Iohannis? Lumea vedea adversarii reconciliabile, aproape dușmani, dar iată când e vorba despre interesul superior al națiunii, se trece peste diferențele de opinie. De aici a apărut și acest plan de viitor foarte ambițios, trebuie să recunoaștem. Renovarea Palatului Cotroceni. Puteau să se chinuie toți analiștii politici, să-și stoarcă minții în ședințe, și tot n-ar fi găsit ceva mai potrivit pentru președintele nostru. Apropo! Apropo și Așadar, acesta este, doamnelor și domnilor, proiectul de țară. Asta ne poate lăsa moștenire Claus Iohannis. Un palat cotroceni renovat. Nu complet, că iar ar lua vreo 175 de ani, dar măcar acolo, holul de la intrare, și tot e bine. Cum? E puțin? Hai, terminați cu prostiile. Ia uite la ei. Cei cu pretențiile astea, domne? Decât să lase ca ăla dinaintea lui numai sticle goale și miros de la greu? Eee.